Bine v-am găsit, dragi prieteni, suntem în rezumat. Zilele trecute am avut ocazia să mi-aduc un omagiu unei personalități deosebite al culturii nord-bucovinene. E vorba de Emanuel Logothete, care a decedat cu 150 de ani în urmă. Și am ajuns la mormântul lui, grație bunul meu prieten și cunoscutului om de cultură, arhivist, istoric, literar și nu numai, Dragoș Olaru. Bine ați venit, domnul Dragoș, în emisiune. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Așadar, Emanuel Logothete, cine este această persoană? Este practic necunoscută la noi, sau foarte puțin cunoscută, dar după cum am vorbit când am fost la cimitirul din Șerăuții de Jos, am văzut, ați vorbit și dumneavoastră că este, și m-am convins de asta, că este o personalitate deosebită. Da, cu părere de rău despre această personalitate, s-a vorbit în cunoștință de cauză acum 150 de ani în urmă, exact la moartea acestui tânăr jurist care a decedat la 1 noiembrie 1871. De fapt, m-am adresat acestei personalități, fiindcă este o personalitate pentru cultura noastră românească din nordul Bucovinei, mai ales. Acum când, cu mare pompă, la Mănăstirea Putna s-a sărbătorit, s-a omagiat acei 150 de ani de la sărbătoarea de la Putna. Și iată, printre un nume care se întâlnește foarte rar în aceste documente din 1871, am întâlnit și numele lui Emanuel Logothete. E de fapt, vă spun că s-a scris ultima dată în cunoștință de cauză, acum 150 de ani, când s-a scris necrologul. Și avea doar 22 de ani. Iată, acest necrolog l-a scris un cernăuțean, un prieten de-a lui foarte bun, îl chema Gabriel Băleanu și l-a publicat în revista Albina de la Pesta. A decedat fiindcă s-a îmbolnăvit, fiind în anul 4, după ce a dat examenele de stat, a revenit aici la Șirăuți și se îmbolnăvește de tifos și moare într-o lună și ceva de zile, decedează și este înmormântat în cimitirul de lângă Biserica Sfântul Spiridon, astăzi din Șirăuții de Jos. Și atunci a apărut și pentru mine întrebarea: cine este acest Logothete? De fapt, cine sunt acești Logothete despre care se vorbește cam puțin? Un nume nu prea specific, da, Bucovinei. Nu-i Bucovinei și probabil mulți spun că desigur că nu este român, un Logothete deja după ne dăm seama că nu este. Și iată, am început aceste cercetări ca să aflu. De fapt, noi despre Logothete probabil știam, eu personal, fiindcă în perioada interbelică știu că era o stradă care se numea Elena Popovici Logothete. O altă era legată de casa lui Doxache Hurmuzache, care când vine tot în nordul Moldovei, aici în Bucovina, cumpără o casă de la un Logothete. Și cam atât se mărgineau cunoștințele noastre despre această familie. Acum când m-am adâncit în aceste cercetări, am aflat că e de fapt cu o familie, cu o filiație venind din Bizanț, chiar prin început de secolul IX, a fost chiar și un împărat al Bizanțului pe care îl chema Nichifor I Logothetes. Iată, urmașii acestui neam, care au supraviețuit, trăiesc și astăzi în multe țări din Europa și mai ales în Statele Unite ale Americii, se recunosc că ar fi urmașii aceștia veniți din Bizanț. Însă care a fost istoria lor în continuare? După căderea Constantinopolului, adică la mijloc de secol XV, ei se retrag în Grecia și trăiesc pe insula Zicantes. Acolo unde au trăit până în secolul al XVIII, după aceea o parte din această familie ajunge la Veneția, în Republica Veneției, și de acolo, la sfârșit de secolul
chiar nu de sfârșit, dar cam a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, un personaj din această familie ajunge în nordul Moldovei, ajunge la Cernăuți. Îl chema Giocondo Conte Logoteti, sau era numit Iacob. Da, Iacob, Iacov. Aceste trei variante, dar mai adesea era socotit Giocomo. Erau desigur creștini, fiindcă acest Iacob Logoteti se căsătorește cu fiica celui mai influent om din această parte a Moldovei, cu starostele de Cernăuți, cu fiica starostului de Cernăuți, care era Leon Imbo, un primar, să spunem în vocabularul de astăzi, un primar al Cernăuțului foarte cunoscut, o perioadă îndelungată a fost primar și a fost foarte lucrativ, adică a făcut foarte mult pentru Cernăuți. Și iată, acest Iacob Logoteti se căsătorește cu fiica lui Ecaterina și astfel, prin moștenire, obține ca zestre satul Șirăuții de Sus și Șirăuții de Jos, de asemenea satul Banila pe Ceremuș și o parte din satul Rostoche, din fostul raion Putila. Da. Iată, astfel apare această familie. Iacob a avut 6 copii, cel mai mare fiind un bărbat, Leon, care a avut la rândul său un fiu, Luis. Luis se căsătorește cu o doamnă Victoria, care era din neamul Costineștilor, din neamul vestiților cronicari, care trăiau aici în nord, la Kitzman, la Nousilca, și se căsătorește și cu familia Costin, Victoria Costin, și astfel apare fiul lor, acest Emanuel despre care am încercat să vorbim astăzi, să mai discutăm. Emanuel a făcut juridică de cătare. Da, interesant este și am cercetat, m-am adresat în primul rând arhivei din Cernăuți ca să văd unde au făcut studiile. Despre studiile secundare scrie același Băleanu în acest necrolog că le-a făcut în familia, adică în casă, în familie. Aceasta a insistat mai ales mama lui, care era de Costin, care era și ea din nobil, ca primele cunoștințe de carte să le obțină în familie, acasă. Iar după ce este dat la cel mai renumit gimnaziu, la gimnaziu german din Cernăuți, Obergymnasium, cum noi îl cunoaștem, și în 1862 el începe studiile la acest gimnaziu. La acest gimnaziu în care studiau nu numai bucovineni, dar erau foarte mulți studenți veniți și din alte țări, cum erau frații Eminovici, printre care deja în 1862 Eminescu era repeta clasa a doua, era al treilea an de studii la gimnaziu. De asemenea, el a avut colegi și pe frații mai mari a lui Mihai Eminescu aici la Cernăuți. Ridicând dosarele, ridicând catalogele, am observat că a avut niște colegi de clasă excepționali. Vreau să amintesc aici numele lui Anton Kochanowski. Viitorul primar de Cernăuți. Viitorul primar de Cernăuți, care de asemenea a scris o epocă în istoria acestei urbe. Daniel Verenca, cel care a scris renumita topografie a Bucovinii în limba germană, dar care era român și care a făcut această lucrare excepțională mai târziu, desigur. Și alții personalități însemnate, acum poate chiar îmi scapă niște numele destul de importante, dar vreau să spun că a căpătat studii aici la Cernăuți și în 1869, după terminarea gimnaziului, va pleca la Viena ca să se înscrie la facultatea de juridică sau facultatea de drept, cum era numită oficial, de la Universitatea Vieneză. Domnul Dragoș, eu vă propun să facem o mică pauză pentru că nu putem renunța la tema noastră, la rubrica noastră, da, tradițională de cultivare a limbii, cu doamna Felicia Vrânceanu, doctor în filologie la Catedra de Filologie Română și Clasică a Universității Naționale Iurii Fetkovici din Cernăuți. Să o ascultăm!
Stimați telespectatori, bine v-am găsit! Rubrica de astăzi are ca temă utilizarea greșită a unor adjective care însoțesc substantive feminine sau neutre la numărul plural. Motivul este frecvența ridicată a unor astfel de formulări greșite, prezente nu numai în comunicarea orală, ci și în comunicarea scrisă. Prezentăm în continuare câteva exemple care ilustrează utilizarea greșită a adjectivului variabil ultim, ultimă, la plural, și anume: ultimile 5 cazuri au fost înregistrate săptămâna trecută. Forma greșită este ultimile. Aceeași formă apare și în următorul exemplu: ultimile lucrări de reparații la pista de aterizare decolare au avut loc acum 20 de ani. Și o altă structură frecvent întâlnită care conține aceeași formulare greșită este în ultimile 24 de ore. În toate aceste exemple este greșit folosită forma pentru feminin sau neutru plural a adjectivului ultim, ultima. Forma pentru masculin, ultim, primește la plural desinența i, ultimi. Dar, pentru că de obicei acest adjectiv stă înaintea substantivului pe care îl însoțește, el va primi încă o formă finală, și anume încă un i, acesta fiind de fapt articolul hotărât. De aceea vom spune în ultimii ani, deoarece substantivul an este masculin. Observăm că această formă, ultimii, se pronunță și se scrie cu doi de i. Primul i este desinența de plural, al doilea i este forma corespunzătoare a articolului hotărât. Forma pentru feminin și pentru neutru a acestui adjectiv are la plural desinența e. Când stă înaintea substantivului, atunci, la desinența e, se adaugă și articolul hotărât le. Așadar, vom avea forma ultime pentru feminin și neutru plural, fără articol, și ultimile, ultimele, pentru feminin, neutru sau plural, cu articolul hotărât. Așadar, vom spune ultimele evenimente, deoarece substantivul eveniment este neutru, și ultimele zile, pentru că substantivul zi este feminin. Revenim la exemplele greșite pe care le-am amintit la începutul rubricii noastre și le vom corecta. Ultimele 5 cazuri și ultimele lucrări. Și nu în ultimul rând, frecventa expresie în ultimele 24 de ore. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere! Dragi prieteni, continuăm emisiunea astăzi în discuție cu domnul Dragoș Olaru, istoric arhivist, istoric literar. Vorbim despre Emanuel Logothete, o personalitate necunoscută a culturii noastre românești din nordul Bucovinei. Așadar, Emanuel Logothete, student la drept. Da, este student la drept. Un prieten bun care a studiat arhiva Universității din Viena, pe care l-am contactat la sfârșitul verii, ne-a trimis chiar câteva copii foarte importante din catalogele de la această universitate, și anume de la Facultatea de Juridică, între care îl găsesc și pe Emanuel Logothete. Ce e interesant, acest prieten mi-a trimis și lista tuturor cursurilor pe care le-a frecventat Emanuel Logothete, și sunt exact aceleași pe care le-a frecventat și marele nostru poet Mihai Eminescu. E vorba despre mari profesori universitari din capitala Imperiului, care predau dreptul roman, dreptul civic, și istoria filozofiei, însuși filozofia. Și iată, cred eu, probabil chiar așa au făcut împreună, au fost prieteni foarte buni cu Mihai Eminescu, adică au umblat împreună la aceste cursuri
cu viitorul nostru mare poet. Ajungând aici, în capitala Imperiului, el găsește pe studenți români în câteva societăți studențești, în societatea literară, în societatea România, pe care hotărăște să le unească anume acest Emanuel Logothete, fiind sprijinit, desigur, și de Ioan Slavici, de Mihai Eminescu, și formează renumita societate studențească România Jună din Universitatea din Viena. El face cursuri foarte profunde în juridică, în juridica germană, în juridica italiană, franceză. S-a ocupat foarte mult de aceasta. Însă, pe lângă carte, el o mare atenție acordă problemei patriotice, fiindcă, în primul rând, el era un mare patriot român. Chiar în gimnaziu din Cernăuți vedem că el de limba maternă era limba costineștilor, era și a tatălui său Luis, care vorbea la perfect limba română. El dă o atenție mare acestei limbi, adică a studierii profunde a limbii române. A fost și unul din inițiatorii sărbătorii la Putna, iar da, și uite, aceasta, fiindcă de aici am și pornit, fiindcă v-am spus că s-a sărbătorit cu mare fast această importantă 150 de ani și atunci îl găsim, atunci, chiar în 1870, acest Băleanu îl spune că el a fost printre cei trei care a venit cu propunerea ca să fie această sărbătoare, încă la sfârșit de anul 1869 în 1870. Deja la 4 martie 1870, el este ales președintele Comitetului Provizoriu care se va ocupa cu pregătirea sărbătoririi de la Putna din 15 august 1870. El este președinte și primul document care a fost semnat la 4 martie, nu era dat publicității, însă el s-a păstrat, a fost semnat de dânsul ca președinte și de Mihai Eminescu ca secretar. Eminescu nu vine el cu propunerea aceasta de a face sărbătoarea, însă el a primit această propunere cu trup și suflet și el, de fapt, în continuare devine nucleul sau toți care s-au adunat împrejurul lui Mihai Eminescu și au lucrat. Însă, în primul an, în 1870, totul a făcut acest Emanuel Logothete. El vine la Putna cu o delegație de studenți, el vine ca președinte, și ceilalți erau toți cernăuțieni, erau toți colegii lui cu care făcuse cu mulți studenție aici la Cernăuți, la gimnaziu. Și iată, însă, cu părere de rău știm, această sărbătoare s-a amânat cu un an, banii care au fost adunați prin râvna lui Emanuel Logothete, așa scrie Băleanu despre aceasta. Și autoritatea, probabil. Da, și autoritatea lui, fiindcă era conte. E acolo, în documentele de arhivă de la universitate, așa și era scris Conte Logothete. Iată, a adunat aceste 5.000 de florini. Era o garanție, da? Era o garanție a unui nobil. Și iată, acești bani au dispărut. Eu cred că el s-a dezamăgit și deja, în continuare, când se preia de alt comitet organizarea deja din 1871 a sărbătorii tinerilor studenți din întregul Imperiu a Habsburgic la Putna, deja Emanuel nu mai apare. Cu aceasta probabil și se explică dispariția lui din acest spațiu informațional care, cu părere de rău, știu că la Putna au apărut foarte multe reviste în legătură cu 150 de ani, multe cărți, însă, cu părere de rău, a fost neglijat această personalitate și m-am bucurat foarte mult că am avut posibilitatea să plec și la Șirăuți, să văd această biserică. Iar e o istorie, o pagină întreagă pentru noi, fiindcă această biserică care a fost construită de domnitorul Moldovei Nicolae Mavrocordat în 1717 în piața Sfintei Marii sau numită Piața Turcească din Cernăuți pe o ridicătură, a fost zidită și în 1779 este adusă de acest Iacob Logothete la Șirăuți, fiindcă acolo se presupune că ploile care erau abundente, acest deal se surpa și era pericolul ca această biserică să se năruie. Și el a hotărât să o aducă și pentru moșia sa de la Șirăuți și să fie păstrată. Astfel,
Slavă ție, Doamne, această biserică s-a păstrat. Am vizitat-o sâmbăt când am făcut acest parastas închinat lui Emanuel Logotete. Dar este un panteon, un panteon al neamului. Câteva morminte, da. Sunt 7 morminte și prin cercetări care le-am făcut am descoperit, deși ai văzut, nu s-a mai păstrat inscripția pe, numai pe câteva morminte, însă pe majoritatea au dispărut, unele plăci au fost chiar sparte, însă am găsit în documentele bucovenene ale lui Teodor Balan fiecare text pe fiecare mormânt care este. Astfel am putut stabili exact cine sunt înmormântați în acest panteon de lângă biserica, astăzi Sfântul Spiridon, biserica Înălțării Maicii Domnului, atunci, Adormirea Maicii Domnului, atunci la 1717, când a fost sfințită pe vremea domnitorului Nicolae Mavrocordat. E clar că ne-ar trebui foarte mult timp ca să vorbim despre această temă foarte captivantă, dar acei care sunt, ar citi acest material, deci îi sfătuim să răsfoiască revista Scriptum, da, din a bibliotecii Zbiera din Suceava, da. Și blogul dumneavoastră... Da, blogul se numește Trecutul ca lumină, speranță și leac. Iar materialul care le-am adunat cu câteva poze, pe blog o să găsiți mai multe, a apărut chiar în această revistă, datorită inimoasei noastre prietene, Alice Niculică, în revista Scriptum de pe luna lui septembrie acest an. Vă mulțumim, domnul Dragoș Olaru, pentru această emisiune sau această întâlnire atât de captivantă și pentru momentele care mi le-ați oferit personal, fiind invitat la Șereuț, unde am pus o lumânare, am aprins o lumânare în memoria înaintașilor. Într-adevăr, bine a spus cine a spus că fără trecut noi nu ne putem închipui viitorul și fiecare dintre noi are loc în inima sa, în fapta sa, să facă ceva pentru viitorul acestui neam, cum a făcut cu 150 de ani în urmă un tânăr pe care îl chema Emanuel Logotete. Atât pentru astăzi, pe curând!